Bine v-am regăsit! În materialul Masa și greutatea din seria Lumea nu este cum crezi, am afirmat că existența fizică este definită de masă. Și asta ar însemna că tot ceea ce există trebuie să aibă masă. Sau mai dramatic spus, dacă ceva există, atunci are masă. Și tot acolo v-am promis că dacă vă întrebați cum rămâne cu particulele care n-au masă, cum ar fi fotonul, voi explica acest lucru într-un material din această serie și asta încerc să fac acum. Într-un alt material cu titlul E egal cu mc pătrat, am arătat că masa este de fapt o manifestare a energiei pe care o conține un corp. Dar printre alte forme de energie există și energia cinetică. Ea apare atunci când un corp este în mișcare față de noi și se calculează cu formula pe care o vedeți, unde M este masa corpului care se mișcă, iar V este viteza lui față de noi. Și pentru că un corp în mișcare are energie cinetică, energia lui totală nu mai este egală cu mc pătrat, ci este mai mare. De aceea, în mecanica relativistă, numim energia din relația E egal cu mc pătrat energie de repaus. Iar energia totală a corpului, atunci când este în mișcare față de noi, se calculează cu această formulă. Și în această formulă, gamma se numește factor relativist și se calculează cu relația pe care o vedeți acum, în care V mic este viteza corpului față de noi, iar ce mic este viteza luminii în vid. Se vede din formulă că atunci când viteza corpului se apropie de viteza luminii în vid, valoarea factorului gamma tinde la infinit. Plecând de la această relație, se poate deduce o formulă pentru energia totală a unui corp sau a unei particule. Dar pentru că materialele din această serie sunt materiale de popularizare a științei, nu vreau să plictisesc pe nimeni cu deduceri matematice, așa că am scris demonstrația și o voi lăsa pe ecran pentru 5 secunde, astfel încât cei care doresc să urmărească să poată să oprească materialul video, iar cei pe care nu interesează aspectele matematice pot în acest fel să treacă mai departe. Aceasta este formula pentru energia totală a unui corp sau a unei particule. Observați că formula mai simplă este un caz particular al formulei noastre, cazul în care corpul sau particula nu au impuls. Dar dacă nu au impuls, înseamnă că sunt în repaus. De aceea v-am spus că E egal cu mc pătrat se numește energie de repaus. Formula pe care am dedus-o ne arată că pătratul energiei totale a unui corp este o sumă de doi termeni. Pătratul energiei de repaus a corpului respectiv și pătratul energiei de mișcare a acelui corp, produsul dintre impuls și viteza luminii. Și acum să ne întoarcem la foton. Pentru că teoria ne spune că el nu are masă, înseamnă că din ecuația noastră, atunci când vorbim despre foton, lipsește termenul care îl conține pe m, adică mc pătrat, totul la pătrat. Dar ecuația ne arată că, deși nu are masă, fotonul poate avea energie, rămâne termenul pe orice la pătrat. Iar energia fotonului este deci produsul dintre impulsul lui și viteza luminii, E egal cu P ori C. Dar apare o întrebare. Cum poate avea fotonul impuls dacă formula relativistă a impulsului este P egal cu gamma ori M ori V, iar fotonul nu are masă? Să răspundem întâi la altă întrebare. Poate exista impuls dacă nu se deplasează o masă? Răspunsul este da. Există un fenomen în care avem transfer de impuls și de energie dintr-un loc într-altul, fără să avem și o deplasare a unei mase din primul loc în al doilea loc. Fenomenul se numește undă. O undă transportă atât impuls cât și energie, fără a produce un transport de masă. Gândiți-vă, de pildă, la undele la suprafața apei.
Atunci când ajung la un dop de plută, îl pun în mișcare, ceea ce înseamnă că dopul a primit atât energie cât și impuls. Dar nu s-a deplasat apa din locul în care a apărut unda până la dop. S-a deplasat doar unda. Ce ne spune această comparație despre foton? Știm că fotonul transportă energie și impuls, dar ca să avem un transport de impuls și energie fără un transport de masă, trebuie să avem o undă. Deci energia electromagnetică se propagă dintr-un loc într-altul sub forma unei unde electromagnetice. Dar atunci ce este fotonul? De obicei, răspunsul pe care îl primim la această întrebare este că fotonul este cuanta de energie, porția de energie pe care o undă electromagnetică o schimbă cu o particulă. Adică este energia pe care o particulă o primește de la o undă electromagnetică sau o cedează, formând, producând o undă electromagnetică. Dar să ne întoarcem la ecuația pe care am dedus-o. Ea poate fi scrisă și astfel. Cei doi termeni din stânga, adică energia totală a particulei și energia de mișcare, amândouă la pătrat în formulă, depind de observator, adică de sistemul de referință. Și de aici apar toate ciudățeniile despre care am vorbit până acum. Nu există o energie absolută. Energia depinde de sistemul de referință și la fel nu există un impuls absolut. Impulsul depinde de sistemul de referință. Dar diferența dintre pătratul energiei totale și pătratul energiei de mișcare este constantă. Diferența nu depinde de sistemul de referință și asta înseamnă că ceea ce avem în dreapta semnului egal trebuie să fie constant. Deci masa unei particule, a unui corp, este un invariant la schimbarea sistemului de referință în mecanica relativistă. Trebuie să vă spun că masa despre care vorbesc era numită mai demult masă de repaus, dar treptat s-a renunțat la această denumire pentru că masa trebuie să fie o proprietate a corpului sau particulei despre care vorbim, deci nu trebuie să fie variabilă. Ei bine, în cazul fotonului, diferența din stânga acestei ecuații este zero. De aceea spunem că fotonul n-are masă, sau cum se mai poate spune, n-are masă de repaus. Asta înseamnă că el nu există în repaus, el există doar în mișcare și nu se poate mișca decât cu viteza luminii. Față de orice observator, fotonul se mișcă cu viteza luminii. Deci când spunem fotonul nu are masă, de fapt spunem fotonul nu poate exista în repaus. Și atunci răspunsul la întrebarea de la care am pornit, are fotonul o existență fizică, este următorul. Fotonul în repaus nu are existență fizică, nu există fotoni în repaus. Dar în timpul interacțiunii dintre câmpul electromagnetic și alte particule, putem vorbi despre particula foton, pentru care are loc un transfer de energie și impuls. Dar în timpul propagării energiei electromagnetice trebuie să vorbim despre o undă electromagnetică care transportă energie și impuls. Avem deci două modele pentru energia electromagnetică. Modelul fotonului, atunci când avem interacțiuni între diferite particule și câmpul electromagnetic, și modelul undei, atunci când avem propagarea energiei electromagnetice. Uneori modelul de undă este mai folositor pentru descrierea unor fenomene, alteori modelul de foton. Deci fotonul este un model, așa cum sunt și celelalte particule elementare, un model pentru a descrie esența lumii fizice. Unda electromagnetică transportă energie și impuls, iar energia transportată se comportă ca o masă. Totul se petrece ca și când o particulă, fotonul, a plecat de undeva și a ajuns în altă parte. Și în acest sens, ca model, fotonul există. În concluzie, ceea ce știm cu siguranță este că fotonul este un model pentru interacțiunile electromagnetice. Deci are un echivalent în lumea fizică. Înseamnă asta că are și existență fizică?
vă las pe voi să hotărâți acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!